Vă salut, dragi chișinăuieni! Sunt în fața dumneavoastră de a vă relata cum incompetența, neprofesionalismul și demagogia primarului lipsește municipalitatea de fonduri de finanțare importante pentru managementul deșeurilor din Chișinău. Astăzi, primăria ratează oportunitatea de a încasa 9 milioane de euro destinate managementul deșeurilor, doar din simplu motiv că nu avem o decizie aprobată cu privire la bugetul municipal. Tărăgânarea de timp a primarului de a nu elabora și prezenta bugetul consilierilor și cetățenilor duce la pierderea a 9 milioane euro importante pentru investițiile în Chișinău. Astăzi avem 88 de milioane de lei ratate acum de către primărie din incompetență. Acești bani sunt destinați pentru procurarea autospecialilor, containerilor, închiderea, conservarea gunoiștei de la mina Purcel și construirea unei stații moderne de transfer acolo. Oamenii de mult, de fapt, își doresc o ordine în tot ceea ce se numește gunoaie din Chișinău, dar iată că astăzi nu pot fi încasați bani pentru rezolvarea și îmbunătățirea acestei probleme în municipiul Chișinău din cauza prostiei primăriei. În cadrul programului Salvăm Împreună Chișinăul de neprofesionalism, am elaborat proiectul unui buget alternativ. Astfel se afirmă încă o dată importanța ca proiectul de buget alternativ propus de noi, de consilierii PAS, să fie votat cât de curând posibil pentru ca chișinăuienii să se bucure de aceste 9 milioane de euro oferite de către Guvernul Republicii Moldova. PAS va solicita înregistrarea urgentă a proiectului de buget alternativ și aici venim cu o rugăminte către reprezentanții primăriei municipiului Chișinău să fie cooperanți în tot acest proces ca să fie posibilă valorificarea acestor bani cât de curând de către municipalitate și chișinăuienii să aibă doar de câștigat pe seama acestor 9 milioane de euro de la Guvernul Republicii Moldova. Împreună sunt sigură că dacă ne unim forțele, suntem uniți, putem salva Chișinăul. Cu Doamne ajută nouă!